Eu aș vrea să vă întreb ceva personal și dacă ne permiteți să închidem și să oferim publicului posibilitatea întrebărilor, aș începe eu cu o întrebare care este simplă și deși am citit câteva posibile răspunsuri, aș vrea să văd cum o gândiți dumneavoastră. Da. Ce înseamnă când ne spune nouă Iisus, fiți trecători? Fiți trecători? Fiți trecători, spune undeva asta. I-a chemat la ei și le-a spus. O să vă găsesc citatul la un moment dat. Nu știu, trebuie să-mi găsiți citatul. Este vorba de felul în care, despre felul în care ar trebui să trecem acestei luni pentru a deveni în veșnicie. Trecătorii din această lume. Nu vă lipiți de această lume. Bineînțeles, asta este și ideea, să nu lipim de această lume. Păi asta este și ideea. Păi omul se lipește foarte mult de această lume, știți? Problema omului, în general, și a unui modern, în special, este lipsa perspectivei veșnicii. Exact. Și atunci adică noi nu înțelegem că suntem veșnici. Și atunci ne legăm de acest plan, al pământesc, terestru, al lumii, care o percepem. Ceea ce avem e aici. Exact. Da. Și cum aici este raiul, aici este tot, aici e toate. Aici avem familie, aici avem părinții. Și viața de la naștere la moarte și asta este tot. După aceea nu mai este nimic. Sunt doar închipuiri și propovide ale popilor, care pot să vă înșele. Cumva această perspectivă a multor. Coliva. Care vă vând valiverne. Da. Din punctul meu de vedere, vă rog frumos. Spune că fiți trecător, este un îndemn de a înțelege această perioadă foarte scurtă a trupului pe acest pământ și să facem fapte bune, să nu ne legăm de bunuri materiale, pentru că, în fond, ne pregătim eternitatea. Să trăim de plin conștienți viața adică pentru trecere. Eu așa... Și mare ispit al lumii de azi este că noi avem un confort deosebit material. Nu ne ninge, nu ne plouă, dacă este foame, imediat găsim ceva de mâncare, nu ne este sete. Asistența medicală e cu totul altceva decât mă doare ceva, mă duc în alte epoci. Nu se vedeau bunicii noștri, nu mai mult de atâta. Gândiți-vă, acum 70 de ani. Ei se doctoriceau singuri. Exact. Se scânteau în picior și ajungeau în picior. Nu prea atunci la medic. Și spunea atele și trebuia. Mai era o babă în sat care știa să tragă oasele și mai departe. Tot era ei, spunea acolo cu o frunză de brusture și așa mai departe. Ori acest confort moreșește omul și scoate din legătura cu Dumnezeu. În adrămie, omul din păcate, omul căzut în general, nu se duce la Dumnezeu că nu mai are nicio altă soluție. Când vede că și-a epuizat și soluție, Domnul Doctor știe. Și mai ce spun, Domnul, n-am ce să mai fac, mă rog de la Dumnezeu, că eu n-am făcut ce puteam să fac omenește. Mai departe, Dumnezeu rânduiește. Asta este marea problemă. Și din acest motiv că ne lipim atât de mulți și pierdem veșnicia. Perspectiva veșniciei. Dar vedeți, pentru că vorbea, iată, colegul nostru de aici și am auzit, de-aia avem guvernanți care să pună biruri impozite. Dar și guvernanții. Mie mi se pare că guvernanții români, dumneavoastră, n-ați observat, sunt foarte credincioși și pioși. Fac pe ziua, până se duc la biserică. Noi avem niște conducători numai credincioși decât noi. Noi facem efortul să-i prindem din urmă și nu reușim. Atât de credincioși sunt. Și nu vorbesc cu păcate acum, că unii poate chiar sunt credincioși și Dumnezeu îi călăuzește oarecum. Dar alții e clar că fac semnul electoral. Dumneavoastră cum îi priviți? Noi ne rugăm pentru invitație. Vă rugăm. Dumnezeu, știți, că noi trebuie să fim pe toată mașina. Să-i spunem biserica, am văzut și asta. Ne rugăm pentru conducătorul nostru să le dea Dumnezeu înțelepciune și să nu mai vedem la urne data viitoare. Da. Bine, biserica nu e ironică, cum ne permitem noi civili, dar unii ar putea fi îndemnați. De ce nu vă găsiți dumneavoastră meseria aia frumoasă? De bază. Nu e așa bănoasă. Nu e așa bănoasă și, vedeți, există și adulația asta, că trebuie să fii cineva dacă te botează 15.000 de inși undeva, simți că ești o mică căpetenie. Păi da, e ego-ul ăla care spune, da mă, eu fac ceva, merit. Chiar sunt cineva. Uite, am afiș. Apropo, noi nu avem afiș cu figuri, ați văzut?
nu suntem iconoduri. Iconoduri. Nu suntem iconoduri. Avem doar nume, grație Domnului Dudaș, suntem care n-a vrut să ne creeze sentimentul de iconodulie. Suntem mulțumim, Domnul Dudaș. Este iconocras, Domnul Dudaș. Iconocras, distruge icoanele. Da, da, da. Are să fie icoanele. Scot cărți. Iar asta, unii au și afișe, au și cărți. Asta e bine dacă le scrieți în libertate, dar dacă nu le scrieți în pușcărie, că alea nu ne interesează. Alea au fost valoroase, alea au adus libertate. Se da. Pare că da. Dacă mai sunt întrebări. Asta da. Rog acum, pentru că ne-am permis să divagăm puțin și să ne-am și lungit foarte mult. Să-mi gândesc în 20 minute. Cât, ce anume... Cartele moderatorului sunt. Cine dorește să pună întrebări părintelui Ilarion? Legate de aspectele pe care le-am atins astăzi, domnia sa în special. Aș vrea să-i pun o întrebare, să-l încurc. Da. În Biblie scrie, Pavel, asta rămân omului, credința, speranța și dragostea. Da, dar mai înainte de toate, dragostea. Da. Dacă iubire nu am. Adică mai mult decât credința și mai mult decât speranța în mântuire să fie iubirea. Da. Da. Adică, pentru că spune la sfârșit, acolo, la Corinteni, care vorbim noi acum. La Corinteni, la Corinteni, dragul meu, este acest pasaj, că este imnul iubirii, la imnul iubirii, știți? Da. E fabulos pasajul. Cea mai frumoasă pasaje este făcută de un om. Așa. Și în toată literatura mondială este ceva chiar dumnezeiesc acolo. Ideea este că dragostea nu cade niciodată. Așa se sfârșește ultimul stih, acesta este. Și dragostea nu cade niciodată. Dragostea toate le rapte, toate le primește, dragostea nu cade niciodată. Vedeți că noi așa mătruisim. Dumnezeul treimic este Dumnezeul perfecțiunii. Există acolo în natura divină o energie care este cum se spune, definitorie pentru ce se înscânde a treimii, energia dragostei. În cele trei persoane, între cele trei persoane, treimice, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, legătura este o legătură de dragoste. Adică Sfânta este un generator de dragoste. Energia care ține întregul Iosef este dragostea Dumnezeu. Ce ține doi oameni unul lângă altul? Dragostea. Poate să fie un interes. Da, de moment. Dar intrus de moment, el dispare. La un moment dat, oamenii stau împreună din interes, dar la un moment dat se despar. Că sunt prieteni, că sunt nu știu ce, chiar și vede dacă sunt. Că și o soție, dacă între ei nu există o dragoste, nu rezistă căsătoria. Dar la un moment dat se despart. De ce? Pentru că nu au o dragoste autentică. Și atunci, dragostea care ține, omul este făcut din dragoste, pentru că Dumnezeu și l-a făcut pe om. Pentru ca să, din nevoia, din dorința, ca încă altcineva, să se bucure împreună cu el de existență în această dragoste duhovnicească de Dumnezeu. Adică Dumnezeu a vrut să dăruiască această dragoste și altcuiva. Acela cuiva este omul. Pentru că întregul univers s-a făcut pentru om și nu invers. Da? Omul este centrul universului din acest punct de vedere. Da? Pământul este, într-un sens spiritual, centrul universului. Ați înțeles? Pământul a planetă locuită de om. Este centrul universului. Și știți că, apropo de știință, că constantele fizice ale planetei Pământ sunt extrem dacă s-a calculat. Oamenii de știință au stabilit că dacă, să exemplu, axa de înclinare a Pământului ar fi fost un pic, câte nu un grad, o secundă, două, un pic mai altfel înclinată, radiația solară nu ar fi fost astfel de repasă pentru a permite dezvoltarea vieții. Și multe altele. Asta ne arată că omul este centrul dacă Dumnezeu din dragoste, spune că țesătura în ființe noastre este dragoste. Energia asta care, adică noi suntem țesuți, materia între ghilimele, este dragostea. Omul nu se îngrește decât prin dragoste ne împlinim. Orice am face noi în viață, dacă nu iubim, nu ne împlinim. Asta e firea noastră, este firescul nostru. În parabola fiului risipitor, la un moment dat știți că pleacă fiul cel mic, dăm tată patina averea mea, pleacă, risipește, ajunge să pască turmele de porci și ajunge de fapt. Și nu mai are ce să mănânce. Pentru că roșcurile în care se hrăneau porcii lui erau interzise. N-avea voie de stăpân, s-o să mănânci măcar roșcurile. Și atunci el stă și aduce aminte și spune așa în Scriptură. Și venindu-și în fire,
se gândește și spune, în casa tatălui meu, toți argații tatălui meu sunt îndestulați și eu stau aici și mor de foame. Ce înseamnă acea venire în fire? Ce-și descoperă? Care era firea lui? Firea lui era aceea de fiul al tatălui. Acea legătură de între tată și fiu. El redescoperă, își dă seama că de fapt tatălui nu va să-l refuze. Chiar dacă el a plecat de acasă și cumva l-a părăsit, cumva, tatăl îl va primi înapoi. Și spune, și îi voi spune așa, gândește el, și îi spune, tată, nu sunt vrenic să mă numesc fiul tău, ci vă fă-mă ca pe unul din argații tăi. Ce se întâmplă? Fiul se întoarce, tatăl îl repune îi dă inel, adică inelul legământului, îi pune veșmânt, îi pune încălțăminte, adică îl ridică, îl repune rangul de fiu. Și spune, tăiați-l gras să ne bucurăm. Se supără că acest fiu al nostru mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Iată legătura dragostei, știți? Tată, nu l-a dus, măi copilă, dar ai fost, ai cheltuit averea, acum facem noi. Și bă, dar ți-am dat tot ce trebuie și am mai bine acasă sfârșit. I-am trage o chelfăneală bună și i-am zis că nici pomenal, s-a bucurat, ăsta-i Dumnezeu. L-a recâștigat. Dumnezeu s-a câștigat, s-a bucurat că l-a pierdut. Deci dragostea nu cade niciodată, știți? Și noi, la nivelul nostru de oameni, știți cum ne iertăm copilul nostru, indiferent ce fac. La urmă, copilul tău rămâne copilul tău, cu toate ale lui, ți-l asumi, că faci o boană, că nu faci, știu că da, este copilul tău. Nu poți să-ți rănești propriul tău copil, dacă ești un tată adevărat, un copil. Ia și tatăl, pentru că vedeți minunea și realitatea aceasta care noi înțelegem că Dumnezeu nostru nu este Dumnezeu așa, e nedefinit, o energie, este tata. Că spune Mântuitorul rugăciunea împărătească de Tatăl nostru, deci Hristos ne descoperă pe Dumnezeu ca Tată, deși Tatăl nostru nu mai e Tatăl lui, nu mai este Fiul lui, noi suntem Fiul lui și noi avem legătura de asta de la Fiul la Tată. Deci Dumnezeul nostru este Tatăl nostru. Noi nu înțelegem lucrul ăsta, știți? Este o realitate copleșitoare să înțelegi că Dumnezeu este Tatăl. Pentru că spune Hristos să nu vă numiți Tată pe pământ, pentru că mai unul singur este Tatăl vostru, Cel din Cer. Și pentru că noi nu mai suntem, cum să ne-am pierdut conștiința de fi și ne simțim orfani, cădem în toate astea ale noastre. În frici, în depresie, în angoase, știți foarte bine și un profesor știe ce ne lovește. Da, toate astea pentru că noi nu mai suntem fii nimănui. Când spune român și o chestie, fii ploi. Fii ploi, da. Da? Ai cui suntem noi? Suntem Dumnezeu. Păi Tatăl nostru este bun și tot și al Pământului. Spune Sfântul Vasile cel Mare în rugăciunea de Epicleză. Zice, neam împărătesc, pentru că Tatăl nostru este împărat. Așa se dea dragostea și dragostea e fundamentală. Și pentru că lumea noastră este așa cum este, este că nu este lumea dragostei. Suntem meschini, nu mai suntem generoși, nici măcar generoși nu mai suntem. Nu mai respectăm unii pe alții. Nici măcar respect, nu mai zis, că suntem lumea dragoste. Da? Uitați-vă în jurul nostru. Se perpetuă, se accentuează acest lucru. Uitați-vă la relația copiilor, tinerilor cu cei mai... cu părinților, cu adulților. Este groaznic. Păi eu când eram mic, nu m-am bătut niciodată. Eu m-am bătut că am modificat o notă în carnet. Și m-am bătut nu că am modificat, nu pentru notă, ci pentru că am mințit-o. Atât. Eram clasa a patra, cred. Eu niciodată nu îmi puneam să-i spun mamei nu. Și m-am gândit de ce nu spuneam nu, numai nu de frică, pentru că nu știam să zic nu, pur și simplu. M-am dat seama că eu nu știam să spun mamei nu. Cum spun mamei? Dacă mama mi-a zis, aia era. Adică, în mintea mea de copil, nu era loc de să-i spun mamei nu, să mă împotrivesc mamei sau tatălui. Doamne, ferește, dar era imposibilitate. Nu exista în minte, nu puteam să concep așa ceva. Copiii de astăzi, foaia, nu, se dăvălește pe jos. Se dăvălește pe jos, intră de isterie, că nu-i dă nu știu ce. Nu-i dă telefonul mobil. Da, eu știu, sunt conflicte în familie, de am asta, nenumărate, pentru că părinții săraci, unii cam astea, înconștiabile să reducă numărul de ore petrecute pe ecran, iar copilul se răzbătește. Și face scandal și nu mai se pune și mai departe. Asta este atenție de astăzi, știți? Dragostea.
Da, și asta este. Asta e dragoste. Și mai bun este dragoste. Așa este, da, este foarte. Mulțumesc pentru explicații. Îmi permite să am și un punct de vedere. Vederea noastră este foarte largă, a mea e un punct, dar e punctul meu de vedere. Da. Îl discutăm la următoare întrunire. Eu cred că iubirea, de aia spune că dragostea e cea mai mare. De aceea cred eu că spune că dragostea este cea mai mare, pentru că după părerea mea, fără să ne spună, Iisus ne va ierta pe toți. Da. Și va mântui toată planeta și va face un pământ nou de 1000 de ori mai mare ca asta. Parcă n-ar merita toți, Domnul. Și ne va ierta pe toți că iubirea Lui n-are limite. O să vedem. Și o să vedem. Și da, eu cred că n-are limite. Să vă spun de ce. Și la fel am un amendment. Pentru că pe cruce, un criminal care stătea în stânga Lui, omorâse toată viața Lui oameni, da. Ce putea face mai rău? Ce i-a spus? Astăzi de fi cu mine în rai. Dar de ce? Iar Maria Magdalena, care prea curvise liniște, i-a spus să dea cu piatra nea cine nu a greșit. Da. Deci avem două mari iertări. Știu. Și probabil, eu așa cred, și dați-mi voie să cred că ne va ierta pe toți, pentru că... Bine, avem n-are limite. Dar eu cred că Lui n-are limite. N-are limite, dar eu cred că are grade. Are grade. Are grade. Vedem cu grade, mai vreau să-ți lasă limite. Haideți să mergem acolo. Să-ți ascund pe fața cineva. Aveți dreptate. Aveți dreptate, pentru că este nemărcinită. Este o singură problemă. Capacitatea noastră de a-i primi dragoste. Încă dragoste este o relație. Nu uitați acest lucru. Este o relație între două persoane. Dar sunt foarte multe lucruri care omul le înțelege. Iar ca să fie dragoste, trebuie să fie răspuns la dragoste. Așa este. Vă mulțumim, dar nu vreau să vă întrebăm. Dar vă întreb doar eu. Întrebați-mă. Dacă Papa Ioan Paul al II-lea a exprimat cândva un gând care a fost profund tulburător, pentru că umanitatea l-a privit și a încercat să înțeleagă ce a vrut să spună Sfântul Părinte de origine poloneză, cum catalogați expresia asta a lui? Să sperăm că infernul este gol. Același lucru. Dar spune doar atât. El care știe, să sperăm, s-ar putea să fie destui acolo. Așadar, cum este cu iertarea totală? Să vă mai spun. Și noi nu vorbim de pedeapsă, de puniție. Evident, nu trebuie să ne împricoșăm de asta. Dar până și Sfântul Părinte spunea să sperăm că infernul este gol. Nici eu nu știu. Păi nici el nu știa, spera. Da, speram. Să vă spun ceva vis-a-vis de acest lucru. Iisus a răspuns în fața lui Pilat la toate întrebările. Să dai ce al cezarului ce... La toate întrebările. La una singură nu i-a răspuns. Când i-a spus că te acuză ăștia, uite așa, așa, și l-a întrebat și atunci care este adevărul. E singura, așa cum a spus și Părintele, e singura întrebare la care n-a răspuns. Pentru că trebuia să-l vadă că el este adevărul. Da, pentru că cel din fața lui... Era în fața lui. Da. Și a doua chestiune dintre cele 7 fraze spuse de Iisus pe cruce, l-am studiat într-o teză de doctorat din a tragică, nu contează, vreau să spun că la un moment dat Iisus îi spune Tatălui, parcă nu vrea să moară, pentru a prelua toate păcatele noastre și a ne mântui pe toți. Îi zice, fără să treacă paharul ăsta de la mine, adică să nu mor. Și la un moment dat se uită și zice, dar am să-i mântuiesc pe toți pământenii ăștia, să fiu păcatul tuturor pământenilor. Ce, dar mai bine facă-se voia ta. Adică, după voia ta. Exact. Adică la ce s-a gândit atunci? Nu la această mare iubire? A mea, a noastră, a celor de aici? Așa interpretez eu. Pentru că noi nu putem să intrăm în mintea lui Iisus și nici a lui Dumnezeu. Deși ce spune, ne spune câte ceva. Dar și ce spune Sfântul Apostol Pavel? Da. Să avem mintea lui Iisus Hristos. Bineînțeles. Bineînțeles. Da. Da. Și mai spune că dacă dragostea nu e diminuie. Mulțumesc, domnul doctor. Cine dorește să pună o întrebare? Ca să nu ne grijăm. Dacă există, posibil. Eu am pus să-l încurci, dar am putut. Dați acolo, dumneavoastră. Întrebați-mi acesta că omul este centrul Universului. Ca să se audă bine, vă rog. Deci conceptul minunțat că omul este centrul Universului.
nu este posibil ca în viitor să dovedească fals atunci când posibilitățile tehnologice vor putea se va ajunge la concluzia că există viață și pe alte planete, viață inteligentă, deci nu neapărat. Eu am fost atent la ce a spus părintele. A spus centrul universului spiritual. Exact. Da. Asta a spus. Nu vorbim de ceea ce noi numim materie oarbă, din ce știm noi. Din ce știm noi. Aici. Sigur că se poate vorbi, dar nu mă substituie, părintele va răspunde. Se vorbește despre faptul sau se vorbea și acum sigur că înaintând în cultură, civilizație, progres sau ce considerăm noi a fi progres, nu mai e valabil lucrul ăsta, dar se spunea omul este coroana creației lui Dumnezeu. Și înaintând în cunoaștere și văzând câte universul ăsta de vast și omul atât de mic și pământul atât de mic, a spus, și cum Dumnezeu n-a făcut ceva mai mare? Adică doar acest biet om care vedeți cât de păcătos e, omul își pune problema asta. M-au făcut un fel de rege peste univers, când eu de fapt nu sunt decât o muscă mică, cum spune Eminescu, muști de o zi pe lume mică. Dar aici e vorba de smerenie. Cine poate să aibă smerenie asta? Alții se închipe regi. E posibil. Da, asta este. Nici asta nu știm din punct de vedere spiritual și ar putea exista. Ne întoarcem la vocația filozofilor greci care spuneau știm că nu știm mare lucru. Acestea sunt speculații, că n-ar fi, intrăm într-un domeniu al speculațiilor. Noi, din punct de vedere al științei, așa, științei, nu cunoaștem așa, știința n-are cum să dea așa ceva. Biserica, din tot ce avem noi ca revelație, nu avem așa ceva, dar noi mergem pe ce știm. Și noi mergem pe simplu. E puțin. Din punctul meu de vedere, această ipoteză este exclusă. Da. Mulțumesc. Da. Dacă mai dorește cineva, ați judecat odată de două ori de